Ioana Roman, o interpretez pe prințesa Maribel și vă aștept în cinematografe să urmăriți Crăiasa Zăpei Sutoi. A fost o bucurie să primesc această propunere, o mare, mare bucurie. E un gând pe care eu îl aveam undeva ascuns așa în mintea mea, pentru că am foarte multe cunoștințe și prietene care au făcut deja voci pentru personaje de desene animate și mi se părea un lucru extraordinar, mai ales că am și eu o fetiță și va fi foarte interesant pentru ea când va mai crește. Va înțelege că mama ei a făcut voci pentru un personaj de desene animate. Generalul Aroc tocmai spunea cum a luat bunicul lui marele și prețiosul rubin. Adică fapte glorioase! Mă asemăn doar în condițiile în care ea trece printr-un moment foarte greu și trebuie să iasă din el. Mie mi se întâmplă lucrul ăsta extrem de frecvent și atunci ne asemănăm din punctul ăsta de vedere. Dar el își povestește propriile lui fapte eroice. Nu pe ale bunicului, dragă generalule. Eu o interpretez pe Maribel. Ea este o prințesă, unică moștenitoare a unui regat și din acest motiv, evident că este extrem de răsfățată. Generale, cred că am cam dormit. Eu nu sunt o prințesă, sunt un om. Sunt un om normal, care își vede de muncă, de treabă. Nu trăiesc în lumea basmelor, nu trăiesc în lumea poveștilor, trăiesc într-o lume cât se poate de reală și de concretă și sunt cât de mult se poate cu picioarele pe pământ. Sunt un om destul de pragmatic, aș spune, deși mai visez. One of your friends to die sculptures.